Andrei a vorbit cu Alex despre trecut, dorind să se asigure că acesta l-a lăsat de tot în urmă și explicându-i de unde vine schimbarea ei de atitudine. Vreau să exclud faptul că nu sunt sigură pe ceea ce vreau sau faptul că nu-mi place de tine. Îmi place foarte mult ca și persoană și mă văd într-un viitor comun, împreună. Faptul că noi am fost în exteriorul casei și am vorbit fără la valiere și așa. Poate și de aici comportamentul diferit. Noi ne-am povestit trecutul. Avem oarecum unele chestii asemănătoare, mai mult sau mai puțin. Ideea e că eu mi-am închis ușa trecutului și nu există șansă, adică nici măcar de a comunica sau ceva. Sau dacă am comunicat că eu vin aici ca să mă îndrăgostesc și să-mi fac o familie. La tine totuși a rămas o portiță deschisă. Întrebarea mea e următoarea. Noi când vom ieși și te va contacta, ce vei face? Nu m-a contactat. N-am lăsat nicio portiță nimănui și nu vreau să am treabă cu nimeni din trecutul meu. De asta am și venit aici. Și de ce spun că el s-a portiță? Pentru că tu, fiind împreună cu ea, având relația pe care ai avut-o, tu i-ai spus ei că vii aici pentru altceva. Adică, genii, el s-a portiță, când ești de aici, vă reîntâlniți. Eu asta am înțeles. N-am putut să minte. Am spus că am niște contracte pe București și etc. Doar ca să nu sufere momentele alea, înțelegi? N-am vrut să... Ăsta este singurul motiv ca să nu sufere. Atât. Nu ai spus că ai contracte în București. I-ai spus că vii aici. I-am spus și că am niște contracte în București. Ok, eu, schimbarea mea de comportament este simplă, că ai venit aici doar ca să te aferi. Pus pe gânduri de discuția cu Andreea, Alex era cam abătut, fapt pe care Sergiu l-a observat imediat și a început să povestească. Ce te-a pas și pe tine? Te-a deranjat faza aia că ți-a dus în discuție că te gândești în trecut? Aia trebuiau pe loc rezolvate. Bine, dacă voi ați vorbit atunci fără camere, de ce a mai apărut? Să vedem ce să mai fie. Da, trebuie să fii deloc dezamăgit. Obosit. Tu cum ești cu Mali? Nu este foarte bine. Eu ne-am ascultat inima, noi ne iubim. Da. Pe noi, tata, când noi ne ținem de mână, noi ne dobor absolut nimic. De asta s-a început competiția. Acum mă aștept ca în fiecare zi să se dea câte ceva noi. Și în mine și ea. Acum trei zile a fost ea vorbită. M-ați eu vorbit. Dar ce te iubește, să știi? Știi că ți-ai zis încă de atunci? Da, eu n-am negat niciodată că nu mă iubește. Eu n-am negat. Eu ne-am dat seama atunci când au plecat pe poartă și am simțit că s-a terminat lumea mea, cerul ne-a picat în cap și am clacat. Ca să încerc să-l înțeleg și pe Robert, și eu am fost înainte așa, fix ca abia. Îmi doream ca omul de lângă mine, Madi, să ne ofere doar nea atenție, mă înțelegi? Sau să mai bine, cum să zic, înainte de a verbaliza, mai bine e să simt te iubesc ăla. Noi, ca oameni, suntem diferiți. Bă, eu nu pot să fiu... e un cuvânt important. Exact. Eu nu pot să fiu ca tine și nu-mi doresc să fiu ca tine. Eu-s diferit în felul meu. Mă bucur că-s așa cum zic eu. Și cum zic eu, te iubesc pentru că ești lângă mine, mă înțelegi. Asta încercam să-l înțeleg și pe Robert. El era prins în ceartă și între iubită. Între mamă și iubită, mă înțelegi? Ce dovadă mai mare vrei de atât? Eu nu vreau să mai bagă nicio discuție, nimic. Nicio, dar nu mai mă consumă, nu mai... Eu știu scopul meu aici, știu pentru ce lupt. Normal că suntem într-o competiție, normal ca oamenii să vorbească, normal ca să deie noi să... Știi să vadă dacă călcalți strâmb sau te clati sau nu știu ce. Da, exact. Urmează un pas foarte important. Căsătoria. Mâine deja suntem în 15, Alex. Deja suntem la jumătatea lunii. Am intrat deja mâine, noi deja am intrat în postul Crăciunului. Și am intrat aici vară, în vară. Da. Am intrat aici pe 28 august. Pe 27 am plecat de acasă. În 27 august am rupt orice legătură cu casa. Și ne-am trezit în decembrie. Abia acum luna asta e o fugrea pentru mine. Ca să vezi decembrie cum o să fie. Eu vreau să mă gândesc. Andreea, dacă are încredere în mine... Toată trebuie să vorbești și cu ea. Am vorbit, mă. Am vorbit, i-am explicat. Eu la un moment dat n-am știut cum să-i mai zic persoanele respective. Mă, tu ai suportat să știi că suferă cineva după tine? Da. Având în vedere că ai iubit acea persoană odată. Dar din moment ce sentimentele față de persoana respectivă din partea mea au dispărut... Rămâne compasiunea, nu? Și mila, într-un fel. Bă, atâta timp cât nu mai văd,
Și nu mai am nicio, nu știu, nu mai am nicio discuție cu ea, o elimin total din, din peisaj și din mintea mea. Tu gândi că nu mă vedeam cu ea sau ceva, nu m-am mai văzut. Eu, ascultă-mă, zic părerea mea sinceră. Atâta timp cât din partea mea nu mai există sentimente și am eliminat-o complet din gândul meu, vorbesc de caracterul meu, nu mai mă interesează dacă suferi sau nu. Pentru că n-ai și eu să mă prețuiești la momentul respectiv. Așa sunt și eu, nu mă interesează într-un fel. Dar am vorbit cu ea înainte să... să intru în câteva zile, știi? Asta de n-ai făcut bine. Da, m-a sunat de pe alte numere, chestii, nu. Cine ești? A, tu ești? Stai că ți-am închis telefonul. La revedere, mai încerc să vorbesc cu tine. Lucrasem toate apelurile, numărul și numerele pe care putea să mă sunești și mă suna cu ascuns, știi? Da, știu când răspundeai. Da, dar blocasem și alea cu ascuns și când m-am uitat la un moment dat la telefon, aveam 47 de apeluri, că ele, telefonul nu mai suna, dar rămâneau la pierdute, bă, nu știu cum. La alt tip de telefon, așa e. Și când am văzut 47 de apeluri, am zis, bă, ce Doamne iartă-mă, știi? Mă, eu zic eu cum îs ca om, dacă eram eu în cazul tău. A, tu ești, ok, stai că-ți închid, mai am ce să vorbesc cu tine. Așa am făcut și eu. Unde te duci? Nu te interesează unde mă duc, e viața mea, pot să mă duc unde vreau, n-ai treabă unde mă duc. Eu așa reacționam, eu așa făceam. Sunt prea milos și urăsc chestia asta. Aia, ești prea milos. Că sunt sufletist, mă cu mama și nu mai vreau să fiu așa, că am suferit toată viața din cauza asta, vreau să fiu dur, așa. Eu așa am fost fix la tine, frate, dar pe mine m-a maturizat foarte mult plecarea mea asta în afară și am dat de niște români pe care eu i-am considerat familia mea și mă mușca în spatele meu. De eu i-au trebuit să stau în umbră să-i ascult. Atunci am realizat eu că nu mai contează bunătatea mea. Dar dacă voi ați avut prilejul ăsta, trebuia să o rezolvați atunci. Ea nu mi-a zis nimic atunci. Păi e foarte rău cum ți-o zis nimic atunci. Ea mi-a dat înțeles într-un fel că și cu timp, că mă mai vedea că mai cădeam pe gânduri, dar nu era, nu mă gândeam eu la trecut când cădeam pe gânduri. Cădeam pe gânduri mai multe chestii. Dacă știam că mă mai afectează trecutul, nu mai intram aici. Tu cu tine ești vindecat? Da, mă, da, sunt vindecat de mult, mă, omule. N-au auzit că eu de când eram în relație eram așa vindecat. Știi când mi-am dat seama că sunt vindecat? În momentul în care am stat eu cu mine, mă gândeam la ea și la cum ar fi dacă aș vedea cu altcineva și nu mă afecta, nu știu cum să zic. Eu, dacă eram în locul vostru, eu nu ieșeam de acolo și 3 ore, hai să discutăm, hai să găsim o rezolvare, ca să nu, să găsim subiectul ăsta să fie rezolvat. Eu, tu crezi că eu puteam să intru în emisiunea asta? Dacă aveam vreo frână sau dacă mai gândeam la trecutul meu, crezi că puteam eu să stau ca prostul să am gânduri pe aici, să sufăr? Am iubit-o pe femeia foarte mult, am ținut la ea, poate am iubit-o mai mult ca toate. Am iubit-o mai mult ca pe toate. Dar n-am putut să trec peste niște chestii, înțelegi? E vorba despre mine. Știi și în cazul lui Robert, vorbiți și rezolvați. Orice problemă are o rezolvare. Capricile iubirii. E o situație, ce facem cu ea, ca să zic așa. Cred că e doar chestiune de dialog și de comunicare, nu, Eduard? Corect. Și mai e o precizare. Încrederea nu se cere niciodată, mai ales la începutul relației, ea se câștigă. Nu poți să-i spui cuiva, bine, că plecăm de la premiza de nevinovăție, asta e clar. Dar încrederea profundă și structurată se câștigă, pas cu pas, așa cum spuneai tu, prin discuție. Adică sunt dator să-ți explic. Și la întrebările tale să nu fiu iritat și să știi exact care este poziția mea. Dar la voi care sunt problemele, de fapt? Sunt de acord cu ce a spus el, sunt de acord că trecutul este trecut. Nu mă interesează acest aspect în mod special. Fiecare are propriul trecut, mai ales că la momentul respectiv noi nu aveam nicio legătură. Contează ce este momentul de față și ce va fi de acum înainte. Discuția noastră a fost... oarecum l-am văzut de multe ori, stând pe gânduri sau având anumite stări și am pus în balanță ceea ce mi-a povestit și întrebarea mea a fost dacă este vindecat în totalitate și este sigur să pornim la acest drum împreună, fără să avem nicio altă relație cu trecutul pe care l-am avut. Asta odată și... bine, nici măcar de prietenie. O relație de prietenie. Normal, mi se pare normal. Nici măcar de prietenie și mie mi se pare la fel normal. Da. Păi văd că vă înțelegeți, dar vorbiți altă limbă. De acord, de acord. Dar știi că în viața asta nimeni nu-ți oferă garanții. Adică nici tu poți să, nu poți să-i garantezi lui că nu apare ceva din trecut sau din viitor.
care o să îți schimbe complet traseul și o să uiți ceea ce îi spui lui acum. Și o să te facă și pe tine la fel de miloasă și o să te duci să te întâlnești cu... Să știi. Adică depinde cum suntem ca persoane. Aș știu fi... Cum n-aș judeca atât de aspru situația asta și cel mai bine este să-l întrebi. Mă, ce mai simți? Cum... Și să-l asculți. De în primul rând, nu să-l contrazici. Eu aș vrea să te întreb altceva. Vă rog. De ce ai simțit nevoia să-i spui asta? Nu știu, am considerat că trebuie să vorbim tot, ca să știi de la început tot și dacă vrei să mă accepti... Sau poate că i-ai spus ca să știe dinainte că tu vei face chestia asta, mai devreme sau mai târziu. Nu, mi se pare absurd. Cumva să te asiguri. Bă, eu ți-am spus. Mi se pare absurd acest lucru. Dacă era vorba de chestia asta, nu veneam în emisiune, doamna Gabriel. Da, nu e vorba de venit în emisiune că tu ai mai avea sechele în trecut, ci pur și simplu tu zici, băi, fata asta a însemnat ceva pentru mine și eu vreau să o ajut de fiecare dată de câte ori am ocazia. Deși asta e o chestie discutabilă. Și dacă vrei, putem discuta și dacă vrei, îți spunem și perspectivele noastre ca femei vis-a-vis de treaba asta. Da, că și eu am fost femeie singură, și Paula a fost femeie singură, și toate am fost femei singure. Și, nu știu, Paula, nu știu cum ești tu sau cum ai fost tu. Sau... Dar eu dacă am avut nevoie de cineva care să mă ajute, am sunat instalatorul, am plătit și m-a ajutat. Dacă am avut nevoie de cineva care să-mi facă, să-mi schimbe un bec, l-am sunat și la fel l-am plătit. În momentul în care am pus mâna pe telefon, singură fiind, și l-am sunat pe un Xulescu pe care l-am chemat pentru că aveam nevoie să plâng pe umărul cuiva, atunci aveam alte interese. Da, total. Dar aici nu e vina lui, adică el n-a de unde să știe ce interese are persoana respectivă decât dacă i s-au comunicat. E adevărat, dar tu crezi că un bărbat care vine la o femeie singură, el... Da, în momentul ăla acceptam, mi-am asumat orice și acceptam pentru că eram singur. Da, adică... Nu aveam, nu eram, deci nu, dar acum, nu, păi de-aia te-am întrebat, cu ce scop i-ai spus ei treaba asta, pentru că... Pentru că a vrut să fie sincer, eu aș privi problema asta din altă perspectivă. Uite, asta am simțit când am intrat. Sunt foarte mulți care au participat la emisiunea asta, care poate nu-și încheiaseră toate portițele cu trecutul. Să ne amintim de Raluca, trecut. Sau de Raluca... Sau, de Hatice și Mihai. Nu i s-au descoperit mesajele lui din telefon și oamenii s-au căsătorit până la urmă. Te aștept afară. Da. Pentru că s-a și uite că acum sunt fericiți. Pentru că te îndrăgostești în momentul în care te desparți, clar că ceva nu a funcționat. Însă poate fiecare dintre parteneri crede într-o, nu știu, o reconciliere sau o reconexiune. Ideea este că el a fost sincer cu tine. Dacă sentimentele lor nu vor evolua, cu siguranță tu îl vei face să uite sau să încheie absolut orice cu trecutul. Sunt ferconvinsă de acest lucru și nu vă contrazic cu absolut nimic. Faptul că noi am ieșit, am avut ocazia să ieșim din casa mireasa. Bine, lucrurile astea ar trebui mai întâi să le discut cu Alex și... Stai puțin, că aici mie mi se pare că toate lucrurile sunt clare. E doar o precizare.